Hei, gogoșici, bine v-am regăsit cu un nou episod de Sims! 4 cu cele mai tare gogoșele, numai la Dia Gaming, așa că abonați-vă și activați clopoțelul dacă vreți să fiți cel mai delicious și gogolicious ca întotdeauna. Yummy, 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 yummy! Ați activat clopoțelul? Perfect! Ce facem azi? Păi am venit aici să vedem ce se întâmplă și din câte văd eu sunt foarte tristă, de fapt sunt în depresie pentru că am prins pe cineva înșelându-mă. Dar nu știu dacă păi stai, tu ai iubit? Adică... ai iubit? Da. Doi chiar. Cum adică doi? Mă rog, pe stai, tine. Stai puțin că deja începem să ne certăm. Deci am ceva cu tine și cu ăla blond cu care am vrut să te fac gelos, dacă mai ții minte. A, da, țin minte acum. Dar nu știu pe cine am prins. Habar n-am. Nu știu, mi-apare, dar nu mi-apare pe cine, ce, cum. Ok. Mm-hmm. Deci văd că sunt aici la bar cu mama. Așa. Mâncăm cartofi prăjiți și eu plâng. Îți dai seama? Păi știu de ce plângi. De ce? Că beau apă? Că bei apă și nu mai poți să mânci cartofi prăjiți. Așa. Adică viața e tristă când nu mănânci cartofi prăjiți, îți dai seama? Așa e, dar tocmai ți-am zis că mănânc cartofi prăjiți. Am înțeles că nu mănânc. Ba da, mănânc. Ok, atunci viața e tristă când mănânci cartofi prăjiți. Ok, e 3 dimineața. Ce cauți tu la 3 dimineața aici, mâncă cartofi prăjiți? Nici, dar sunt cu mama, ce contează? Dacă ești cu mama, ok. Mm-hmm. Văd că mă simt nasol, rău de tot și sunt foarte nervoasă și mă cer cu asta, dar nu știu de ce ne certăm. Și ce se întâmplă aici? Wow, 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 wow. Cred că e o vedetă sau ceva. Dacă văd că e un fan, unul cântă aici. E celebru ăla, da, care cântă. Da, e celebru. Ceva... dar nu cântă deloc bine. Hai, poate dacă mă mai uit la karaoke, mă mai înveselesc. Oricum, e 3 dimineața, aș vrea să merg pe la tine să văd ce se întâmplă. Să mă duc la tine? La ora 3 dimineața să vii la mine? Mama-i beată. Pe bune? Da, mama-i beată și vine să verse. E beată, cât nu te crezi. Cât de șmecher. Dar eu nu mai știam că poți să te îmbeți. Parcă știu că am mai făcut noi odată, dar nu mai știu ce da, s-a întâmplat. Am o veste. Ce? La se... felul cum ai spus-o, nu prea e de bine. Se pare că mama are o relație. Păi cu un tip pe nume Dracula. Da. Da. Ei, da. Pe ia bune? Să-l invităm aici să vedem dacă vine. E o fi vampir? Doarme. Da, am impresia că e vampir. Să-l cheamă Dracula. Mhm. Uh-huh. Și se înțeleg de minune, se pare, nu te cred. Okay. Ce faci, mamă? Pe unde ai umblat? Și eu pe aici, pe la vampir, pe la lilieci, prin peșteră și probabil pe acolo l-a cunoscut. Tu faci selfie, nicio problemă. Da, e okay. Asta a căzut jos. Din cauza selfie-ului tău. Apropo, pe 13 noiembrie se lansează noul pack, Snowy Escape, parcă așa se numea. Și chiar voiam să vă spun că nu se merită, dacă vreți să-l luați, nu se merită să-l luați de pe Origin, pentru că va veni în jur de $40, dacă nu mă înșel. Așa. Și aveți în descriere, dacă vreți, Eneba, site-ul, platforma, de unde ne luăm noi jocurile mai nou, pentru că v-am zis de atâtea ori că luam Sims-ul de pe Origin și... era destul de scump, dar acum l-am găsit și la jumătate de preț. Știți că ultima oară am luat destul de multe pack-uri, pentru că le-am luat de pe Eneba și le-am luat cam 3 pack-uri la preț de 1 de pe Origin. Deci uitați-vă în descriere dacă vreți să aveți o platformă bună de unde puteți să luați Sims-ul la un preț mult mai bun. Exact, și nu doar Sims. Și îl puteți activa pe Origin, adică chiar de voi aveți Sims original de pe Origin, puteți să-l activați tot acolo. Exact. Orice pack. Că vă dă un cod și va trebui să-l activați pe Origin. Și nu doar Sims. Aveți o grămadă de jocuri. Toate jocurile posibile și imposibile. De pe Epic Games, de pe Steam, de pe Xbox, de pe Nintendo și toate nebuniile. Dacă vreți și reducere... pe lângă reducerea pe care deja o dă, trebuie să folosiți codul DIAGAMING. O să vă dea 3% reducere. Aveți totul în descriere. Ok, hai să vedem ce se întâmplă aici. Pentru că am văzut că azi avem petrecerea de Halloween. Așa. Hai să vedem dacă putem să-l invităm pe Dracula aici. Să vedem dacă e sau nu e vampir și de ce e iubitul mamei mele.
haide să... Mama e tot beată, vai doamne. Vai, și cântă toate aici la bar, toate nu te cred. Toate, cred că am impres că toate alea sunt mămici. Da, sunt mămici și toate s-au îmbătat. Exact. A, uite, vine Dracula. Serios? Da, hai să vedem. Crezi că se sperie toate acum? Ăsta-i? Nu, nu e ăsta. Ah, am crezut că ăla-i. Nu, nu-l văd. Unde ești, Dracula? Dracula, Dracula! Ieși afară! Dar nu-l văd. Hai să mai chemăm o dată. Poate s-a rătăcit, poate nu poate să stea la soare, dar de fapt e noapte, nu? Da, știu că e noapte, e zi și el nu poate, dar totuși. Sau hai să mergem cu el undeva. Ok, mai bine să meargă mama cu el undeva, ia să vedem, travel. Cu Dracula. Și unde să meargăm? La o întâlnire? Vezi, e trimis la întâlnire? Da, nu e chiar o întâlnire. Așa. Hai să vedem. Aici prin oraș, nu în orașul ăsta. Aici. Așa. Unde să meargă? Ah, hai la bazinul ăsta, măcar mai înoată și ei. Da, vampirii pot înoată. De fapt, da, asta da, că și noi am fost vampiri. Ce treabă au ei dacă nu înoată? Că adică... și noi am fost vampiri. Adică doar eu am fost vampir. De fapt, tu, da. Dar v-am zis că vreau să devin vrăjitoare. Pe bune? Da, vreau neapărat să devin vrăjitoare. Uuuu, cred faci... că ăsta e Dracula, ăsta în chiloți. Și ce face în chiloți? Păi suntem la piscină. Ah, ok, ce chiloți de moș are. Cum e la piscină? Încă puțin și cădeau de pele, serios acum. Am o flo... Ah, uite, da, e vampir, uite-l, uite-l. Wow! E vampir. Nu te cred că iubitul lui mama e vampir. Ah, uite-l aici. Mama tot beată, ui. Uite, acum îi zice că e frică de vampir. Hai că vine mama să-i zică că e frică de vampir. Să vedem cum reacționează. Creepy! Dacă tot e Halloween-ul. Dacă tot e Halloween-ul, de da. De fapt, a trecut Halloween-ul. Dar de ce nu vrea să vorbească cu el? Păi e frică de vampir și de asta. Sau poate... Dar de fapt, eu cred că știe. Nu s-a întâmplat ceva. Se aude o melodie foarte tristă. Ok. Poate vrea să se ducă la baie, să verse. Are mască pe față sau mi s-a primit? Nu, nu știu. Se aude o melodie foarte tristă. Și mama pare tristă sau... Nu, e beată, dar nu știu unde merge. E mahmură. Mm-hmm. A, a ieșit afară să ia niște gură. S-a uitat la cineva, da, la asta, oare? Da, dar nu a apărut că s-a speriat de aia. Nu trebuia să apară că se sperie, parcă. Da, nu știu, dar de ce nu merge la vampir? Hai, du-te la vampir odată. Pupă-l. La iubitul tău. Dă-i să te... Da, uite și tu cum merge, doamne! De-abia merge, de-abia face doi pași. Ăștia stau la piscină în timp ce plouă. Da, dar e piscină deschisă? Da, e piscină deschisă. A, uite, vorbesc acum amândoi. Vezi să nu se nece, dacă e beată. Aoleu, a căzut în apă. Stai așa. Hai că știi să nu te... Nu-l mai place, se ceartă. De ce? Nu știu. Cred că nu-i place faptul că e frică de vampir, știi? Dar ce poate să facă un vampir decât să te soarbă de sânge? În rest, ce poate să facă? Nimic. Nu e știu. Ok. Ce? Hai să vedem dacă mai vorbe... A, uite, se îmbrățișează. Oare ei au primul sărut? Oh. Se ceartă, dar nu știu din ce cauză. Uite, îl întreabă dacă vor să fie iubiți. Da, a vrut. Sunt iubiți. Și acum primul sărut. Hai să vedem. Primul sărut cu un vampir. Ia, primul sărut. Cred că hai, merge. Trebuie să-și ceară scuze. Cine? Oh. Uite, first kiss. Dă-i, dă-i, dă-i zoom, dă-i zoom, dă-i zoom. Să vedem. Ia, 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 ia. Ai, mama, ai, 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 ai. Da, ce faci, mamă? Se magnific, delicioso. Nu mă așteptam la asta, dar e tot rău. Bine că, că n-a vărsat în gura lui direct. Ce? Ce? Ce ai zis? Păi în timp ce-l pupa să nu verse în gura lui. What? Cât de scârbos, Flo, nu. Ar fi fost amuzant.
Nu, n-ar fi fost, e scârbos. Știu, e scârbos, logic, dacă ți imaginezi. Dar totuși ar fi fost amuzant. Ia, hai să vedem. O să danseze pentru prima oară. Lui nu-i convine ceva, tot face urât. Din câte am văzut, el e foarte rău. El e rău? Mhm. Eu auzi. Uite, dansează. Au un moment romantic. Romantic, romantic. Eu sunt foarte romantic. Ești, nu te cred că mama și-a luat un gagiu. Vampir. Și-a luat gagiu. Dacă o să devină și ea vampir. E posibil? Da, e posibil. Păi dacă o mușcă, poate să o întrebe dacă vrea să o muște. Dar ei puteau să se transforme în liliac sau doar să teleportau? Da, poate, mai multe. Depinde ce din asta putere ai. Ia să vedem. Poate să-l întrebe dacă s-o muște, oare? Dacă fac un copil. Vai de capul meu. Și o să am un frate vampir. Îți dai seama? Dar n-ar fi diferența așa mare între tine și copil, adică vreo 15-16 ani. Scrieți în comentarii dacă vreți ca mama să aibă un copil cu Dracula. E să am un frate rău și malefic și vampir. Vai, dai seama câte drame ar ieși dacă ar fi rău. Și că nu are copii. Asta e bine. Dar vei avea, pentru că ești Dracula. Râs malefic, partea 1 milion. Dar vreau să-i schimbăm outfit-ul. De ce? Uite, mă. Că stă în chiloți și e ciudat. În chiloți de moș. Hai să vedem dacă... Uite, văd că încep să se înțeleagă tot mai bine. Asta e bine. A, iar te-ai schimbat în chiloți. Iar s-a schimbat în chiloți. Nu mi-apare dacă vrea să o muște. Hai să-l întrebăm dacă vrea copii. Uite, îl întrebăm dacă vrea copii. Și că sunt deschis la ideea de a avea copii. Pe bune? Da, își dorește copii. Opa, o să fie interesant atunci. Nu te cred, o să am un frate vampir sau o soră. Sau o soră, nu contează ce o fi. Dar oricum va fi malefic, asta ia, e chestia. Ia uite, a dispărut, l-ai văzut? Da, s-a evaporat. Da, dar unde s-a dus? E tot pe aici? A, uite, la aici, a venit mai aproape. Păi de asta nu știe să meargă normal. Adică, pe bune, dacă tu ai fi vampir și ai putea să teleportezi, ce ai alege? Să mergi sau să teleportezi? Să merg, că vreau să fac sport. Da! Ok, păi cam acesta a fost atunci și episodul de azi, pentru că vreau să ne scrieți în comentarii dacă vreți ca Dracula și mama să facă un copil. Scrieți-ne în comentarii. Exactamente. Ok, cam acesta a fost episodul de azi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați o mare gogoșică și noi ne revedem data viitoare cu un nou episod. Salutare!